Maestru, are dreptate, așa trebuie încheiată seara. Cât ceva ce am făcut în America de dragul lor, așa, dar v-a spus doamna care a citit. După ce mi-a ascultat o lucrare care s-a vrut americană, de sus până jos, 100%, a scris articolul în New York Times, după aceea am ascultat aseară un concert extraordinar, nu știu ce, au fost bine primiți, dar s-a văzut la o poștă că e scris, muzica e scrisă de un român. Eu am luat-o ca un compliment, nu ca o jurătură, că după aceea când am cunoscut, mi-a spus, domnule, eu am fost coleg cu Lipati la Paris, l-am cunoscut pe Enescu și pe Stan Golestan și pe mine, pe cine, Alfred Alexandrescu. Eu știu muzica românească, eu te-am simțit de la început. Deci nu pot să scriu nimic altceva decât, asta este o, vă mai spun o frază, deci ce vă cânt acum este o bossa nouă, da? Eu am învățat asta în 61, când l-am cunoscut pe cel care scriu aici în cartea asta, că a fost cel mai mare muzician cu care m-am întâlnit eu în viață. Eu care am lucrat pentru Leonard Bernstein 6 ani de zile, care am cântat cu Oistrakh și cu Rostropovici și cu cine vreți. Cel care m-a învățat ce știu acum s-a chemat Richard Oșanițchi și a fost și a murit la 39 de ani un șfab din Timișoara. Dar am avut șansa să mă ia sub aripa lui și m-a învățat ce știu. Deci eu am învățat bossa nova, că atunci apăruse era Carlos Antonio Jobim, creatorul bossa nova, atunci apăruse în anii aceia. El știa tot. Și m-a pus să orchestrez. Aveam 18 ani când mi-a dat să orchestrez, pentru că el avea 20 de piese pe masă și nu dovedea. La ora aceea era singurul care orchestra muzică ușoară în România. Și am ajuns să orchestrez pentru Aurel Giroveanu, pentru Camela Descălescu, pentru Testomicle Popa, îi ziceam în Testomicle. Sunt pe discuri, se cântă și acum orchestrațiile mele. Deci aveam 18 ani și orchestram îndrumat de Ricard, de Ricci. Făcând o bossa nova care am scris-o acum 20 de ani. Dansa pe toate drumurile
și așa mai departe, și a venit la un moment dat, bossa nova a devenit așa de popular încât eu am lucrări simfonice. Deci în simfonie, în concert, în cuvarte de coarte am pus bossa nova ca un lucru care l-am asimilat, este al nostru, pur și simplu, așa cum au fost toate genurile, știi? De la sârbă la, eu știu, coșovaică și... Spuneam că asta ai scris-o pentru americani? Nu, am scris-o în perioada când eram acolo, adică am scris-o să le placă lor, dar... Hai să auzim și noi ceva pentru români. Da? Da, nu, dacă vrei. Nu vă pune secund, că eu nu sunt pianist, nu ai văzut cum mă încurc la pian? Nu. Ăștia sunt pianist, nu pot să zic, dar am scris Jocuri 2, am un ciclu de jocuri, nouă lucrări care se cheamă Jocuri, jocuri de toate felurile. Dar acest Jocuri 2 în care pun una pe să țipurească. Hai și-o mei, și-o țipuri, mă, cum fac aia la oașe? A avut un succes extraordinar. A cântat un Mandeal cu orchestra lui de tineret, a cântat-o Bebeșelea cu orchestra regală și s-a cântat la Viena și la Londra și în Africa de Sud. Cu un succes extraordinar. De ce? Că am venit acolo cu niște chestii ale noastre, că țipurești, cum țipurești petele alea, știi? Nanelude, mitutie, zice. Nanelude înseamnă fată mică și proastă. Eu fiam de exemplu ceva sau nu? Avem aici o domnișoară care e... Da, deci, vă dau un exemplu de să vedeți. Ea este un pianistă extraordinară, cât acum e de mai multe ori. Și vine la mine într-o zi și zice, îmi vin și mie idei așa, ce crezi că aș putea și vreau să fac ceva? Și îmi trimite niște aranjamente de ale ei pentru diferite chestii. Și am zis, eu ți le orchestrez astea. Astea se pot orchestra și le cântăm împreună. Și acum vrea să cânte ceva, tu spui ce vrei să cânti. Da, deci este o piesă pe care o voi cânta după un manuscris, pentru că se vede, este în creion, deci încă nu este scrisă în computer sau...